Deschidere de an universitar la Universitatea Petrol Gaze Ploiești. Festivitatea a reunit la oaltă studenți proaspeți intrați, colegilor din ceilalți ani, dar și oaspeți de seamă. În jur de 5500 de studenți. Și străini? Și străini în jur de 100. Din ce țări? Țările din care provin sunt în mare parte din zona Africii și zona Golfului. În aula UPG a avut loc ceremonia de deschidere a anului universitar 2023-2024, la care au luat parte oaspeți de seamă. Se dezbate a unei tradiții universitare solide și reprezentați, sau veți reprezenta, una din cele mai curajoase profesii. Vă duceți cunoaștere pentru domeniul de care a devins, devine și a devine totdeauna soarta omenirii. Mircea Joană a vorbit despre importanța existenței acestei instituții de învățământ care a dat țării și lumii specialiști de top în domeniul petrolier. Universitatea de Petrol Gaze, pe care o sărbătorim astăzi, a format întotdeauna ingineri și lideri adevărați. Gata să intre în contact cu materia, cu geologia, cu furia naturii, cu energia depozitată în subsol și cu cele mai subtile legi ale fizicii, ale chimiei, ale societății, așa cum trebuie să fie orice tânăr, profesionist, inginer. Fost student al universității, actualul ministru al economiei, Radu Oprea, s-a aflat și el printre oaspeți la acest eveniment. El a lansat și o provocare conducerii UPG. Seria Universității de Petrol și Gaze constă în partea de inginerie. Și avem viitor pentru că în această tranziție verde despre care vorbea domnul Joană mai devreme, Universitatea de Petrol și Gaze, și aceasta este provocarea, trebuie să știe să se poziționeze pentru noile tehnologii. Forajele vor continua să funcționeze. Geotermalul în România este de exploatat și sunt profesori care au foarte multe proiecte în această direcție. Un mesaj impresionant a venit din partea unei tinere studente, proaspăt absolventă de liceu. Aceasta a finalizat studiile la Colegiul Național Ile Caragia ale Ploiești, iar discursul susținut în fața mulțimii a fost unul demn de laudă. Am dorit să încep această scurtă intervenție prin la examenul de bacalaureat din această vară, urându-le în același timp mult succes în nouul an universitar care tocmai a început. Mă simt onorată să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și le mulțumesc organizatorilor, fiindcă mi-au oferit acest prilej, ceea ce îmi întărește convingerea că acest mediu academic este unul deschis și receptiv la nevoile studenților și la imaginea dorință de toate cele 1000 de locuri la facultăți pentru studenții intrați în anul întâi la programele de studii fără taxă au fost ocupate și aproape toate la celelalte 500 fără taxă.